Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți, a pus vineri 1 decembrie 2023 piatra de temelie pentru Paraclisul Episcopal din Bălți. Evenimentul s-a bucurat de prezența a numeroși invitați din Basarabia și din patria mamă. Mai multe persoane care au sprijinit Episcopia de Bălți au primit cu acest prilej crucea bălțeană. Cuvintează piatra aceasta prin stropire cu această apă sfințită. Ziua Națională a României a fost marcată în orașul Bălți printr-un eveniment istoric de mare amploare. După 5 ani de la reactivare în Episcopia de Bălți, s-a pus vineri 1 decembrie 2023 piatra de temelie pentru Paraclisul Episcopal. Slujba de sfințire a locașului de închinăciune, situat pe strada Burebista din Bălți, a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți de pe ambele maluri ale Prutului. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, părintele Valeriu Cernei, vicar administrativ al Episcopiei de Bălți, părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți, precum și părinți consilieri de la Centrul Eparhial Bălți. La slujba au mai asistat personalități ale vieții publice și culturale din orașul Bălți și din împrejurimi. Rânduiala punerii pietrei de temelie a constat în așezarea hrisovului în dreptul Sfântului Altar, înturnarea unde lemnului sfințit și stropirea cu aghiasma mică. De asemenea, în cele 4 puncte săpate în viitoarea temelie s-a turnat în mod simbolic beton. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă-ți Dumnezeu nostru, slavă-ți-e! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care le pretutindine și toate bine, Vistierul bunătăților și dătătorului de viață. Fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Te rugăm, caută și acum cu milă la unde lemnul acesta, binecuvântează și sfințește-l cu cerească ta binecuvântare și dă-i putere prin harul preasfântului tău Duh și să se depărteze de aici Duhul cel atot pierzător, cel dezbinător și toate puterile cele potrivnice. Pe cei ce vor sluji ție în el, nevătămați de tot răul, pentru rugăciunile preamăritei stăpânii noastre, Născătoare Dumnezeu și Pure Fecioară Maria, ție acum cu milință ne rugăm, trimite harul Sfântului tău Duh și binecuvintează punerea pietrei acesteia și a toată temelia zidirii ce se începe într-o slava preasfântului tău nume și într-o cinstirea a tuturor sfinților români, ale Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscop Mirii Lichiei și a Sfântului Nectare de la Eghina. Și binecuvintează piatra aceasta prin stropirea cu această apă sfințită într-o neclintită temelie a bisericii ce se zidește în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Da, poate? Da, avem și parte cerul, da. Este. Da. Bun, da. Cu umilință căzând rugăm a tot bunătatea ta, binecuvintează temelia acestei biserici și toată zidirea ei și cu puterea ta întărește-o și ține-o neclintită, nesurpată într-o slava ta a unei a Dumnezeului cel slăvit în Sfânta Treime. Se binecuvântează piatra aceasta prin stropirea cu această apă sfințită, neclintită, temelia bisericii și se zidește într-un numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. A Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Da. Și binecuvintează începutul acestei zidiri și o întărește și o întemeiază pe ea și cu bună sporire ad-o la săvârșire. Într-o neclintită temelia bisericii se zidește în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Temelia aceasta păzește-o nesurpată și neclintită și biserica aceasta ad-o curând la săvârșire și precum biserica, așa și jertfelnicul acesta care acum a luat început adule curând la săvârșire cu dumnezeiască ta putere, că până la sfârșitul veacului
poporul tău cel binecredincios, neîncetat și fără nici o împiedicare, să aducă și să săvârșească aici doxologia. Hrisopul de sfințire al locașului de închinăciune cu hramurile Soborul Sfinților Români, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ierarh Nectarie a fost citit de Părintele Protopop Dorian Revenco. Puterea cu lucrare și cu harul milostivului Dumnezeu cel întreime lăudat. Astăzi, 1 decembrie, Ziua Națională României, anul 2023, de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, iar de la facerea lumii, anul 7532. Se pune piatra de temenie pentru un nou locaș de închinare în municipiul Bălț, Paraclisul Episcopal cu hramurile. Duminica Sfinților Români, Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Lichiei și Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. Episcopia de Bălț, fosta Hotinului, nu a renunțat și nici nu înțelege să renunțe vreodată la proprietățile sale din perioada interbelică, pe care le va recupera pe cale legală, printre care și Catedrala Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena și reședința episcopală din Bălț, construite de vrednicul de pomenire, Mitropolit Visarion Puiu, care a păstorit la Bălț între anii 1923-1935. Din dorința de a dimensiona activitatea pastoral-misionară în partea de nord a Republicii Moldova, Episcopia de Bălți a achiziționat în anul 2021, cu ajutorul statului român, un teren cu suprafața 71,35 ari pe strada Burebista numărul 10, municipiul Bălți, unde va fi ridicat viitorul ansamblu episcopal de Bălți, catedrală, sediu episcopal, centru pastoral-cultural, clopotniță, aghiazmătar, monument. Înțelegând că înălțarea ansamblului episcopal necesită timp și resurse financiare consistente și dorind ca pe terenul achiziționat să se oficieze sfinte slujbe, s-a decis construirea unui nou locaș sfânt care va servi ca paraclis episcopal. În urma demersurilor făcute către Direcția Arhitectură și Urbanism a Primăriei Municipiului Bălți, în data de 10 noiembrie 2022 s-a obținut certificatul de urbanism pentru proiectare cu numărul 457. Proiectul arhitectural și proiectul de execuție a fost realizat la Iași de către sectorul patrimoniu și construcții bisericești a Arhiepiscopiei Iașilor, Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În data de 5 octombrie 2023, Episcopia de Bălți a depus la Primăria Municipiului Bălți cererea de eliberare a autorizației de construire a paraclisului episcopal. Autorizația de construire a fost eliberată în data de 7 noiembrie 2023. Punerea pietrei de temelie pentru paraclisul episcopal din municipiul Bălț se face astăzi, 1 decembrie 2023, de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, iar de la facerea lumii anul 7532, de către noi, Antonie, episcop al episcopiei de Bălț, fosta Hotinului, drept pentru care hotărâm ca noul locaș de cult ce urmează să se ridica să aibă hramurile Duminica Sfinților Români, Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Lichiei și Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. Ridicarea paraclisului episcopal începe cu ajutorul venit din partea preacuviosului arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din Arhiepiscopia Iașilor și a firmei de construcție Mașarcon din municipiul Bălț. Coordonarea și buna desfășurare a lucrărilor de zidire a noului locaș de închinare am încredințat-o preacucernicului părinte Dorian Revenco, protopopul de Bălț, care se va afla sub directa noastră îndrumare. Dumnezeu să împlinească gândul ctitorilor, să le sporească prin osul și să-i ocrotească pe lucrători, pe donatori, pe miluitori și pe toți cei care vor contribui la ridicarea paraclisului episcopal din Bălț. Scrie, Doamne, în cartea vieții tale, pe iubitorul locașului tău cel sfânt. Semnează Antonie, episcopul de Bălț, și cei prezenți la această sfântă și binecuvântată sărbătoare. Preasfințitul Părinte Antonie a ținut la final un cuvânt în care a menționat că lucrările de construcție ale paraclisului episcopal au fost demarate prin aportul Părintelui Stareț Nicodim Gheorghiță și al firmei de construcții. Nu puteam să nu trecem acolo pe preacuviosul Părinte Stareț și pe firma din Bălț, care au acceptat să pornim aceste lucrări în datorie.
și dacă nu era părintele stare să lângă noi să ne încurajeze, care au zis că o parte din cheltuieli încearcă să le acopere Sfinția sa, nu porneam această lucrare. Ne-am dorit foarte mult, anume să fie 1 decembrie, e semnificativ această dată pentru neamul românesc. Hramul este a tuturor sfinților români, așa ne-a luminat Bunul Dumnezeu să-l punem anume acest hram. Și faptul că sunt aceste câteva picături și cred că după asta va urma și o ploaie mai intensă, astea sunt lacrimile de bucurie a înaintașilor noștri. În primul rând a ierarhiilor care au păstorit aici, este vorba de vrednicul de pomenire, Mitropolit Visarion Puiu, de Mitropolitul Tiții Medrea și Episcopul Partenie Ciopron, și a tuturor celor patrioți care au luptat pentru unitatea neamului românesc. Sunt sigur, tot sfatul țării și toți ceilalți care s-au jertit, care îi știm, dar pe o parte nu-i știm, pentru că o parte doar din cei care au opus o rezistență ocupației sovietice în acest spațiu, noi cunoaștem doar pe o parte. Mulți din ei sunt necunoscuți, dar sunt sigur că astăzi toți se bucură în cer, sus, de acest început. La sfârșitul lui august am oficiat prima slujbă aici, în spațiul ăsta. L-am oficiat tot din acest motiv, dorind cumva să deblocăm, pentru că prea multă forțe neprietenești s-a adunat și atunci am zis hai să ne rugăm în acest spațiu că poate cumva pornim această lucrare. Așa s-a întâmplat, am obținut câteva permisiuni, ieri ne-am fost anunțat, avem altă binecuvântare, o să pornim și altă lucrare aici la Bălți, deci lucrurile cumva s-au deblocat, pentru că dacă este rugăciune, Dumnezeu nu te lasă, Dumnezeu răspunde. Lucrarea de astăzi, repet, o începem datorită acestor două persoane, sau două, e vorba de o firmă și vorba de o persoană care ține mult la Basarabia, este vorba de Părintele Stareț, Părintele Nicode. Mulțumim, Părinte, pentru tot ce faci pentru Basarabia, mulțumim că ești alături de noi. Dumnezeu este mare și suntem siguri că o să reușim. Noi ne dorim lucrarea, o lucrare frumoasă în acest spațiu și sunt sigur că vom reuși. Chiar Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a apreciat jertfa pe care Părintele Episcop Antonie o depune în slujba bisericii și aproape lui din nordul Basarabiei. Azi avem din nou prilej de mare binecuvântare și prilej de multă bucurie duhovnicească. Într-adevăr, bine spunea preasfinte, sunt foarte mult la Basarabia, fiindcă știu ce înseamnă să o iei de la început. Și eu, la rândul meu, și când am redeschis mănăstirea Hadâmbu, n-am avut unde să-mi plec capul și nici unde mă ruga. Dumnezeu va găsi oameni cu suflet bun și cu inimă nobilă să sprijine episcopia noastră. Eu zic a noastră mai tot timpul, că țin foarte mult la Vlădica. Să sprijine acest loc, fiindcă este extraordinar de dureros, când n-ai unde să te închini, n-ai unde să intre în casa lui Dumnezeu, unde Duhul lui Dumnezeu sărășuiește. Așa cum vedem noi puțin credincioși, cum spun unii, în Episcopia de Bălți, Maica Domnului va blagoslovi acest loc binecuvântat și veți vedea cât popor va aduce Maica Domnului. Sfințitul a luptat și a fost pus într-un loc pustiu, să spun așa, dar un loc a lui Dumnezeu, fiindcă preasfințitul are și credință în Dumnezeu și evlavie multă la Maica Domnului, de aceea a reușit multe lucruri frumoase în timp scurt de când a primit treapta arhieriei. Îl putem da pe preasfințitul model de ierarh, dar în primul rând smerenia, modestia preasfințitului, care ne dă de gândit la mulți dintre noi, la foarte mulți dintre noi. Și ne bucurăm că ați avut parte, părinți dragi, preacucernici părinți, nu ușoară vă este crucea, nu ușoară vă va fi în continuare crucea, dar darul divin al lui Hristos, să vedeți cât de frumos o să lucreze când o să fiți aproape de ierarhul drag al sfinților voastre,
acum când este mai greu. Și va veni timpul când veți fi și fericiți, de bucurie veți sălta, că Măicuța Domnului va blagoslovi locul acesta binecuvântat și să ne ajute milosivul Dumnezeu. Și am așteptat de mult evenimentul acesta să vă țină în Dumnezeu în primul rând sănătos, că viața e un dar de la Dumnezeu, să puteți să vă bucurați de sfințirea nu numai a Paraclisului, la multe biserici și a catedralei viitoare episcopale noi, cu darul lui Hristos și a Maicii Domnului, și părinții să le dea mai ca Domnul răbdare, supunere. Mulțumesc, preasfinția voastră, că m-ați invitat, dar dați-mi voie să mulțumesc că l-am preasfințitul mitropolitul nostru Teofan, că m-a binecuvântat să vă sprijin, și în ultimul rând preasfințitului părinte Nechifor Bătășăneanu, care am primit binecuvântarea de a fi astăzi prezent la acest mare eveniment și moment istoric. Mai mulți slujitori ai Sfântului Altar, dar și mireni, au primit din partea Episcopiei de Bălți crucea bălțeană. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Domnul Vitalie Țurcanu. La fel, pentru susținerea Episcopiei de Bălți și promovarea valorilor creștini și românești în spațiul basarabian. Axios! 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 Boris Marcoci, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a transmis câteva gânduri cu prilejul punerii pietrei de temelie. Astăzi e o sărbătoare foarte mare în țara noastră. Avem două state și avem o țară. Țara României a fost, este și va fi cea mai. Credința în țara României niciodată n-a scăzut. Credința în țara României tot timpul a fost la cel mai înalt grad. Ziua când am pus aici, când am trecut la locul acesta și care țin minte care au fost pe aici și era atunci și ce vedem astăzi este diferența foarte mare. Dar Bunul Dumnezeu și Maica Domnul are grijă de tot. Cum s-a pus în plan, numai că trebuia să fie, să zicem, mai înainte, dar Bunul Dumnezeu a spus anul când se împlinește. Și în 23, la 1 decembrie, ca ziua de astăzi, ziua frumoasă, este ziua frumoasă a Metropoliei Basarabiei, Episcopia de Bălți, care a fost pus prima piatră. Eu vă doresc ca acest locaș să fie cât mai rapid ridicat, și dumneavoastră să puteți la anul viitor, la 1 decembrie, să slujiți în el. Programul manifestării a cuprins un repertoriu de cântece patriotice și colinde interpretate de părinții slujitori alături de toți cei prezenți. Acum ori niciodată crăiește-ți altă soartă la care să se închine și cruci de o mare bucurie această zi pentru noi, este o zi marcantă, pentru că iată în ochii noștri va apărea o construcție binecuvântată de Dumnezeu. Nu ne vom mai simți atât de singuri, vom avea alături de Centrul Educațional Anastasis un loc de rugăciune, un loc unde vom putea avea parte de binecuvântări, vom putea să mergem și să ne rugăm împreună cu copiii și cu mamele. Vom putea fi alături de Dumnezeu. Simțim că Dumnezeu este mai aproape de noi prin această construcție și vom fi nespus de fericiți pentru ce se întâmplă, ne simțim binecuvântați, suntem bucuroși că acest teren va căpăta în curând o altă formă și o altă culoare și vom putea împreună cu credincioșii din Bălți, cu credincioșii care cred românește, să ne rugăm și să putem să ajutăm cât mai multă lume, pentru că, de fapt, biserica aceasta va uni multă lume care are nevoie atât de sprijin spiritual, cât și de alte ajutoare. Mi-e o mare bucurie că s-a izbândit, s-a împlinit visurile în care și bunele mi-au povestit, că s-au vărsat sânge când s-a făcut Mitropolia Basarabiei. Când s-a... Iau animănui.
Basarabia și Bucovina din Nord și partea stânga Nistrului erau aniumănui. Și atunci România ne-a luat și ne-a făcut autonomă sub patriarhia României, stil vechi. Iată. Și eu personal, iată, cu doamna Vera, noi am fost la Chișinău și a fost la noi în mână când a fost congresul și s-a întărit această mitropolie a Basarabiei. Episcopia de Bălți, fostă a Hotinului, a fost înființată ca parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române la data de 8 martie 1923. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința din ziua de joi, 24 mai 2018, a analizat propunerea adunării eparhiale a Episcopiei de Bălți din data de 15 mai 2018. În urma votului exprimat, a ales în scaunul vacant al Episcopiei de Bălți pe preasfințitul părinte Antonie de Orhei, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Pe 31 august 2023, un sobor de 6 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române a sfințit crucea de pe locul viitoare Catedralei Episcopale din Bălți, situat pe strada Burebista, lângă Centrul Educațional Anastasis al Episcopiei de Bălți. Programul manifestării Centenarul Episcopiei Hotinului, actuala Episcopiei de Bălți, 1923-2023, a adunat peste 1000 de credincioși de pe ambele maluri ale Prutului care s-au rugat pentru unitatea de credință și de neam din spațiul basarabean. Amintim că Paraclisul Episcopal din Bălți face parte dintr-un ansamblu care cuprinde Catedrala, sediul episcopal, Centru Pastoral Cultural, Clopotniță, Aghiasmatar și un monument.